Bună seara domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Trăim vremuri tulburi, nu se știe ce se întâmplă mâine. Până la urmă, soarta noastră a tuturor depinde de guvern. Liviu Dragnea și Mihai Tudose sunt într-un război pe viață și pe moarte, în culise. Chiar și la televizor este clar că nu mai avem pace, ci că războiul este unul aproape de, am putea spune, nuclear. Încă nu s-au aruncat bombele cele mai puternice, dar sunt tot mai multe semnale că este fierbere politică. Prea mare dacă te gândești că PSD și alte au o majoritate care le permite să guverneze mai mult decât relaxat. Dacă nu ar fi toate aceste tensiuni. Care sunt șansele ca România să intre într-o nouă criză? Nu că n-ar fi într-o criză permanentă, cel puțin de imagine, pe anumite zone, dar și despre cum ne influențează pe noi toate aceste lucruri și ce se întâmplă la umbra marilor scandaluri naționale pe plan local. Discutăm în această seară cu domnul Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, un analist fin și extrem, extrem de atent la detaliile care întotdeauna știți bine fac diferența. Bună seara, domnule Nicosevici, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și aveți toată invidia mea că prindeți asemenea vremuri ca ziarist. Am și o nostalgie a perioadei în care lucram în presă, nici pe departe n-aveam atâtea evenimente Spectaculoase care se produc în fiecare zi și în fiecare oră. De fapt, de azi dimineață până, până acum, a trebuit să stăm cu ochii și stăm în continuare pe știri, sunt tot da. felul de informații. Să plecăm de la bază. Da. Mihai Tudose versul Liviu Dragnea. Mihai Tudose cu un discurs oarecum similar cu al lui Sorin Grindeanu, pe ideea aceea că oamenii care au probleme cu legea nu sunt bine văzuți de Bruxelles și că România are probleme din acest caz, din această cauză, cu nemulțumirile lui Mihai Tudose care spune foarte clar, cum spunea și Sorin Grindeanu, cu alte cuvinte, că oameni din guvern răspund mai mult la comenzile de la partid și nu la actul executivul la deciziile executivului, și mai avem încă un aspect care ne duce cumva tot în acea zonă de oameni care spun de partea cealaltă că ce să vezi, Mihai Tudose, ca și Sorin Grindeanu, nu e așa? E același tipar, sunt oamenii sistemului sau da, cu binomul, cu trinomul mai nou, uh, sunt de fapt niște oameni manipulați, că de fapt noua securitate vrea să impună toate lucrurile în România și ce să vezi, vor rău României, că nu e așa acum și atunci și acum vor tot să salveze pe Laura Codruța Chioveș și care trebuie să spunem are foarte multe lucruri de lămurit ca procuror în fața CSM și în fața inspecției judiciare. Deci avem acestea... Practic, dacă ne uităm foarte atent, discursul este în această zonă. Singurul element de noutate în cazul lui Mihai Tudose față de Sorin Grindianu este că a apărut cazul Belina și nu mai există acea problemă încă, cel puțin nu avem legile justiției lămurite și abuzul în serviciu, ci avem chestiunea cu bătaia pe sesizarea curții constituționale legat de. Consti de Actele făcute de DNA în dosarul Belina, deși Ministrul Justiției de semne clare că nu are motive să atace, fiind fost membru al Curții Constituționale și acolo lucrurile fiind cumva tranșate deja de uh, Curtea Constituțională în decizii anterioare. Uh, i am urmărit uh, emisiunile tale și uh, m-am obișnuit cu stilul tău ca la început de emisiune să faci așa un fel de rezumat mai lung sau mai scurt, a întregii situații și să pui 100 de probleme care, la care, nu știu dacă apucăm să rezolvăm, să, la 10% să răspundem. Dar, în timp ce prezenta acest film, uh, uh, m-am gândit să uh, lansez o ipoteză uh, cum ar fi fost dacă Dragnea n-ar fi avut acea condamnare. Și ar fi preluat de la bun început și Puterea. președintele Claus Iohannis, normal că n-ar fi, fi avut motive să respingă, să-l nominalizeze uh, premier. Uh, premier cu același, normal, cu același program de guvernare, cu miniștrii pe care i-a vrut el și măcar ce a negociați cu Tăricianu că trebuia da. că e aliat și avea nevoie de voturile din Parlament. Și domnul Dragnea, domnul Dragnea ar fi fost premier. Am fi avut mai multe episoade în, în secvențiale în administrarea treburilor statului. Ar fi schimbat mai mulți miniștri decât s-au schimbat până acum nu discutăm că la primul guvern teoretic și-au dat toți demisia dar nu are sens să discutăm pentru a reveni mult binecuvântat înapoi în funcție doar ca să-l foloseze pe Grindeanu să plece că nu mai vrea jupânul dar nu are sens să discutăm până la urmă eu trag concluzia că domnul Dragne a avut o șansă neșansa lui mama Dumnezeu să ierte avea o vorbă în tot rău și un bine Faptul că el n-a putut să ocupe funcția de premier, pentru că părerea mea personală că nu avea cum să performeze, el e un bun comunicator. Probabil e și un bun lider, dovadă rezultatele din alegeri. Dar nu văd să fi fost un bun administrator, un bun premier, cum n-a fost un mare ministru al dezvoltării. Vă amintiți cu ce, cu ce obiective lumea uită? A zis că ne ocupăm de autonomie și regionalizare, n-a rezolvat nicio problemă, nici cealaltă problemă și atunci avea și autoritatea și resursele. Deci e, uh, hai să discutăm de situația pe care care este realitate. Deci interesant de gândit ce-ar fi făcut ce ar fi trebuit să se gândească domnul uh, Dragnea ce-ar fi fost dacă el ar fi fost în fotolul de premier. Da, lucrând cu aceiași miniștri uh, având practic aceeași autoritate, nu, nu, nu cred că sunt mulți miniștri care nu răspund la la comenzile, la comenzile venite de la Dragnea, cum nu cred că nici măcar miniștrii ALDE mișcă în front, părerea mea. Deci lucrurile care sunt după părerea mea vizibile. Ce se întâmplă acum? Nu sunt de acord cu câteva afirmații făcute de tine. După părerea mea, situația e total diferită. Nu, nu mai putem face comparație cu situația Grindeanu. Deci, un virus, un virus. Un virus, da. Așa, nu se poate compara cu situația uh, uh, Grindeanu. De ce? În primul rând, pentru că discutăm de două personalități total diferite. Total diferite. Uh, în al doilea rând, sunt etape diferite domnul Borța, ce-ar fi să-l schimbe acum Dragnea pe Tudose? Hai să fim serioși. Ar fi absolut premieră mondială. Am avut o premieră mondială, da? Acum ar fi extraordinar. Discutăm de cât? De 17% sau 18%. Deci... crezi de... de că îl mă interesează pe Liviu Dragnea cât mai are... Pe... Liviu Dragnea îl interesează, după cum vedem, știi, chestiuni simple. Cum să scape? Cum să scape? Nu, Punct, numai nu, o secundă. Vorbește Liviu Dragnea și vă dau un singur exemplu. Mare parte din apărarea creată de echipa sa de zgomot, și într-un caz și în, alt, în altul, este calată pe acea discuție cu noua securitate, cu binomul, legile da, justiției. Da, da. Păi eu vă întreb, Liviu Dragnea, cu un, cu un parlament în care are o majoritate lejeră, cu, cu un UDMR o secundă, cu un UDMR care rezonează foarte bine da. la mesajele anticorupție anti anticorporatiste ale lui Liviu Dragnea, dar împotriva anti anticorupție, ca să fim mai exact, ar fi putut să treacă toate legile, dar Liviu Dragnea nu face. Cu, ne plângem de, de binom, da? Ne plângem de SRI și toată lumea vorbește, dar nimeni nu vedem în la actuala putere determinarea de a da o lege pentru serviciile de informații, pentru SRI în, în special, dar și pentru SIE, adaptată la realitățile anului 2017. Funcționează cu legii din anii 90. Despre ce vorbim? E, e această, tot timpul, această e, prosteală. Că haide, că acolo e problema, dar noi de fapt nu rezolvăm nimic. Da. Acum, uh, uh, pentru telespectatorii dumneavoastră e bine de spus. Cu toate că există uh, telespectatori captivi pe diverse canale de televiziune care preiau argumentele de acolo și indiferent cât de logice ar fi contraargumentele noastre, uh, nu le-ar accepta. Dar ar trebui totuși spus câteva lucruri. Primul lucru care trebuie spus și este foarte important este că aceste povești cu binomul, cu uh, SRI-ul, cu DNA-ul care deranjează actul de guvernare și așa mai departe, cu Soros, cu corporațiile, cu și așa mai departe, sunt uh, evident uh, uh, instrumente și soluții de propagandă care nu au nicio legătură cu situația de fapt. Deci... Ba, există și apropo de există și excese și cazuri în care fie procurori, fie oameni din serviciile secrete au sărit dincolo de lege. Deci, nu putem face farmacie, nu există alb și negru. Exact, dar nici într-un caz, aceste liniuțe pe care, care apar nu sunt cele importante. Eu aș reveni la problema care a spus-o înainte. Discutăm de marele partid PSD, care este forța politică conducătoare actuală din România. Și constatăm, constatăm că reapare în condițiile în care, în mod normal, după alegeri, chiar ne-am gândit, urmează patru ani de lejeritate, au o, o, o asemenea majoritate încât pot să-și pună la punct programul de guvernare și așa mai departe. Dar, nu discutăm acum de gafele din programul de gurmenare, de bâlbe de, și așa mai departe, din de mișcările sindicale care sunt neașteptat de, de puternice, așa. Vorbim de situația din PSD. Domnul uh, Boța, eu spun următorul lucru. PSD-ul, dacă nu reacționează ca partid, ca partid, care a, a fost un partid care de-a lungul vremurilor, a trecut prin diferite momente grele, a avut diversi lideri care păreau fără moarte. Ion Iliescu, Adrian stase, Joan, etc. Da? Deci în momentul în care partidul s-a simțit în pericol, a reacționat. A reacționat. Dacă, și aici, aici vreau să spun un dacă, se pare că uh, domnul Dragnea conduce cu mână de fier și are o autoritate teribilă asupra partidului. A găsit uh, instrumentele prin care și-a subordonat cexul fără probleme. Uh, dacă însă PSD-ul a fost paralizat și parazitat de Dragnea și echipa, lui, atunci PSD-ul s-ar putea să nu mai reacționeze ca un animal politic sănătos într-o situație de criză. Și atunci s-ar putea să asistăm la, la niște evoluții care sunt evident în defavoarea sănătății României în general, pentru că discutăm de un partid, nu Bucuria prostului este ca un partid care conduce și care a câștigat în alegeri să paralizeze și să fie, știu eu, să nu poată să funcționeze din cauza unor lupte intestine și, și așa mai departe. Dar, de data asta, mi se pare că lucrurile încep să fie mai grave. Nici într-un caz, nici într-un caz, nu se va repeta, sunt în stare să pun pariu aici, Scenariul. E un milion dumneavoastră un leu, nu se va repeta scenariul Blindeanu. Exclus. Adică să dea două... jos, să l dea jos, da. dar da. dacă va, se va de exemplu acum se discută și informațiile de ultimă oră pe surse arată că o parte din ministrii vizați de tudose și ar pregăti demisiile, inclusiv ministrul alde a apărut o informație în presă, pe de altă parte sunt informații pe surse că se bătălia deja a trecut la nivelul următor între Dragnea și Tudose apropo de cine sunt înlocuitorii și Tudose bate cu pumnul masă și cere anumiți oameni în acele funcții, adică oameni din echipa sa, evident oameni care nu sunt controlați de Liviu Dragnea și unde duce războiul? Nu, nu că Avem ambele. ambele... Eu, eu, aș vrea să, eu aș vrea să decriptăm împreună uh, cuvintele, puținele cuvinte, că ne au obișnuit uh, cu mesaje scurte, colorate și bolovănoase domnul premier, uh, uh, care le-a spus azi în Parlament, înaintea de ședința de guvern și s-a referit la realitate și percepție. Da? El -a, a zis, există o realitate și realitatea este traducem noi. Cărovana Plum și Sevil Saidex sunt niște fete foarte bune, serioase, disciplinate, ale partidului și, mă rog, toate de nota 10, dar, din păcate, realitatea nu se suprapune cu percepția, percepția care este la Bruxelles, da? Percepția la Bruxelles este că aceste două doamne au încălcat legea, au încălcat legea, și nu mai au ce să caute în funcții de miniștri, da? în condițiile în care noi avem nevoie de bunăvoința, bunăvoința pentru că pentru noi banii europeni sunt a fi sau a nu fi mai departe. După, eu aș mai spune ceva aici. Dacă domnul Tudose se confruntă direct cu actul de guvernare, are relații contacte directe și îți dă seama ce înseamnă Bruselul, respectiv banii europeni. Discutăm mult mai pragmatic. Discutăm de banii europeni care în buget dețin o pondere foarte mare și dacă și nu se, intră... baza, se bazau foarte mult în absolut, toate absolut. măsurile iar economice. Până acum, iar până acum, inclusiv Corina Crețu, care e pe sediță, chiar spus că -a, o a zis mare bă, e bai mare, da? Domnul Dragnea, stă bine, mersi în cabinetul de președinte a Camerei Deputaților, unde aerul e mult mai rar refiat, nu sunt probleme, nu te deranjează nimeni, nu contează percepția Bruxelului, nu are niciun fel de probleme, și el are problemele lui de rezolvat. Relațiile lui de partid, da, disciplina de partid, pentru că e o disciplină extrem de dură de partid, da, ne-a explicat și domnul Grindeanu și alții. Uh, uh, cum se procedează exact a lui Stalin se ridică câțiva și te înfierează în cex da? uh, sopranele de coloratură Olguța Vasilescu, Firea și așa mai departe și după care corul antic mut ridică mâinile la comandă deci el orchestrează treaba asta dar nu are treabă cu actul de guvernare cel care este, el arată cu degetul eventual că n-a fost bine aici acolo și schimbă eu vreau să vă spun ceva, domnul Boța. Nu mai merge cu schimbatul. Deci povestea asta că n-a fost bun Boța și îl schimbăm cu Nicosevici și îl schimbăm pe Boța cu Nicosevici. Boța a fost numit de Dragnea și a fost debarcat de Dragnea și a fost numit Nicosevici tot de Dragnea și iară schimbat și vine Popescu. Păi domnule, chiar proști, nu suntem toți domnul Boța. Bă, ne gândim, băi, o fi prost, totuși, Dragnea. Nu o fi bun, Dragnea, de vreme ce se schimbă atâția oameni și nici unul nu-i bun. Și atunci. Autoritatea. Va, va... Pe... Aici vreau să vă întreb și să vreau să punctez o chestiune importantă. Va lăsa Dragnea să-i se știrbească din autoritatea pe care o are în interiorul partidului, cedând în fața lui Tudose, pentru că arată o cedare în momentul în care oamenii pe care Tudose nu-i mai vrea pleacă și Tudose reușește să-și impune o... practic puterea aceea de monolit pe care a avut Oliviu Dragnea până acum de conducător unic, dispare nu dispare, dar este evident deja în acest moment uh, serios fisurată, deci cât se poate declar că uh, eu vorbesc și din interiorul guvernului uh, um, Există foarte multă încredere în, în relația cu tudose și sunt mulți se plâng de duplicitatea de duplicitatea lui Dragnea. Adică, oameni care au crezut că au spatele asigurat de Dragnea, da, au constatat că nu e suficient să ai spatele asigurat de Dragnea, ci trebuie ca să te aprecieze și să te evalueze uh, corect, corect uh, pozitiv uh, premierul. Care până la urmă are fruiele și semnătura. Și el vreau să vă spun că nu prea are mamă și nu prea are tată. Eu nu cred că ăsta e tipul de management cel mai potrivit. Dar se pare că discutăm de un management de criză. El a fost perfect conștient În ce obiectivele, obiectivele care îi se dau. Termenele Aberan de scurte care îi se dau, nu pot să fie realizate. Și atunci, singura soluție, că mai e încă ceva, dacă eu te pun pe tine în locul respectiv de ministru, eu îmi asum responsabilitatea. Deci, povestea asta cred că se va termina în mod fericit cu un compromis. Domnul Tudose i-a da, ridicat mingea la fileu astăzi și a zis că. Realitatea este că Doamnele sunt excepționale, dar percepția bruxeleză este proastă și, av având în vedere că avem nevoie de bani europeni, ne sacrificăm, deci Doamnele se sacrifică pentru binele Patriei. Normal, pentru binele Patriei, așa. Lucrurile nu sunt chiar așa, dar pentru prezentarea publică e așa o făcută, de compromis. Dar. Se pare că și Cucu, uh, Cucu. Va, va zbura un personaj care era caricatural. Adică, în condițiile în care România este singura țară care nu și-a închis uh, culoarul european, deci, și nu mai vorbim de chestiune de infrastructură, suntem. Da, noi, în noi, noi, rușinos, nimeni, eu vă spun ceva, nimeni, nimeni nu mai crede când vede un ministru la televizor care spune. Domnule, autostrada se va da. termina? Nimeni, nimeni nu mai crede. Așa. Deci, după părerea mea, se va face o remaniere guvernamentală, remaniere guvernamentală care, în interiorul partidului, va fi percepută ca o creștere a puterii lui Tudose și o scădere a puterii lui. Um, Liviu Dragnea. Dragnea, dar a, a, reține nu la asemenea valori încât să pericliteze Pozițial. poziția de lider al lui Dragnea. Încă! Încă! După părerea mea, pericolul, marele pericol al PSD-ului constă în acela noi l-am văzut deja, de exemplu astăzi cu cei de la Sanitas, da? de la ambulanțe. Constă în aceea că propaganda pesidistă a prezentat că apare o, o generoasă creștere de salarii, da? cu asta de, au de de salarii, iar ăștia de la Sanis să zic, stai puțin. Tu degeaba îmi crești cu 10 salariile dacă îmi scoți uh, uh, aia, 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 aia. aia. ce-mi dai în final? Cu cât Cun rămân? rămân da? Da. Da? Înainte primeam, știu eu. 10 lei. De lei. 10 lei. Rămân și acum primesc sau 9? Și acum eu primesc 8. Păi, băi, băiatul, tu degeaba îmi faci 12 per total și îmi scoți nu știu câte chestii. Și se pare că lucrurile astea, lucrurile astea încep să se deterioreze pe diverse categorii. Mie mi-e teamă că instituțiile de forță, așa se întâmplă în situații de criză, și PSD-ul probabil că va face și el același lucru, instituțiile de forță vor beneficia uh, de resurse, de resurse uh, și uh, instituțiile coercitive ale statului, care sunt importante. Cum? Adică o să dea bani mai mult la SRI după ce își jură sri mm. Sau la ce vă referiți? La jandarmerie, in, in, la armată? inclusiv. inclusiv. inclusiv inclusiv. La armată, din punct de vedere armată, acolo, 2%, acolo nu mai Măcar, nu mai, măcar s-a lămurit o chestiune pentru... O chestiune de altfel importantă, da, da. că auzi mulți imbecili că sunt domnule, dăm 2% la armată, dar vrei să stai liniștit da, la tine înțeles, acasă? Nu se discută. Bine, Eu, după părerea mea, acolo lucrurile sunt, uh, sunt măcar aici clare. Așa, măcar aici s-a Președintele, ajuns... președintele, deci uh, sunt zone preluate încet, încet și acceptate cu voie sau fără voie de puterea politică, zone preluate încet, încet de președinte. Și aici discutăm de, Bine, la urmă de, de armată, suprem. discutăm de armată, în, toat, în tot ce înseamnă chestia asta. Discutăm de externe, pentru că acolo îl avem pe ultrapensionarul de Meleșcanu, care este o figură, mă rog, așa, deci sunt domenii deja preluate uh, uh, foarte, foarte serios de președinție. Nu știu, de consilieri, uh, președintele, oricum uh, m-am și uitat. iar a, uh, a crescut în, uh, în sondaje nu pentru că, mă rog, cum terenul este da, nici e, nu, trebuie ne să ne fac... are, nu trebuie să facă nimic, trebuie să aștepte Absolut. doar greșeala adversarului. Trebuie lui. să tacă inteligent da, da, da. și câștigă. Da. Bun. Ziceți Credeți că Liviu Dragnea cu un Tudose, care câștigă o, o bătălie de etapă, da, aceasta, da. Important, va, renunța, important, va renunța în a-și impune chestiuni în guvern? Și mă refer aici la Split TVA, unde am avut declarații neucitoare ale primului ministru care spunea, după ce spunea că se aplică la toată lumea de la 1 ianuarie, spunea acum asta simt, că ne gândim să le aplicăm doar la firmele de stat, la firmele în insolvență și firmele în faliment. E că sunt niște mișcări. Asta în condițiile în care toată economia stă cu sufletul la gură și așteaptă ca oamenii ăștia care da. guvernează țara să dea o direcție în condițiile în care despre split TVA se vorbește de câteva luni, e, aberant. Iar cei din finanțe neoficial spun că vor fi paralizați și nu au mecanisme și nu au nici forța de a face față unui astfel de schimbări fundamentale. E, e, domnul Bolța, eu vreau să întorc încă o dată și să amintim momentul Grindeanu. În momentul Grindeanu, în momentul în care Dragnea l-a pus pe Tudose prim-ministru, deja din momentul respectiv, echilibrul de forțe, premier, lider de partid, a fost schimbat. Nu mai era același moment în care tu erai acolo pe coridor lângă ei în care Dragnea i-a arătat direcția cabinetului și a mai spus, Și a mai spus că Dragnea aproape că plângea și l-am și întrebat cum se simte știind că el și-a dorit foarte mult și a făcut așa un gest aproape că îi se vedeau la cre... Dovadă fiind tot ce s-a întâmplat după aceea și tot ceea ce face Liviu Dragnea. adică este no, evident că. Noi ne-am obișnuit, noi Românii ne-am obișnuit cu lideri plângăreți, l-am avut și pe Băsescu. Ei, plângând, lăsați, -avem... lăsați că v-au plăcut lacrimile lui Băsescu. Da, da, da fost... Mie nu, mie nu. Eh? Să, să nu, nu cumva să mă faci de Băsescu și că mă sufac. Dar v-au plăcut la crimele lui Băsescu, măcar da. în prima fază, dacă nu Mine, și în a doua. Eu am fost, Eu am fost dezamăgit de Stolojan. De asta a fost dezamăgirea. Revenind, deci, în momentul în care l-a forțat cu toate resorturile, folosind, mergând uh, uh, aproape la sinucidere politică, de, a forțat debarcarea lui Grindeanu, trecând prin ridicolul și penibilul situației din Parlament și l-a pus pe Tudose, lucrurile s-au schimbat. E de urmărit următorul lucru și. Uh, telespectatorii dumneavoastră ar trebui să urmărească modul în care domnul Dragnea nu va mai putea schimba sau influența determinant hotărârile care se le iau în guvern. O să fie situații, o să fie situații în care ne vom trezi că domnul Tudose o să facă afirmații care sunt sensibil diferite de afirmațiile făcute de domnul Dragnea. Iar domnul Dragnea nu va mai controla în totalitate Parlamentul. După părerea mea, Teodorovici este printre ultimii sacrificați de Dragnea. Nu! Se va mai putea face acest joc. Nu-mi place, domnul președinte a comisiei juridice de la Senat. Te schimb. Te schimb. Dar um, Liviu Dragnea pare să aibă o problemă chiar și cu baronii din sud care au fost trup și suflet necondiționat alături de Liviu Dragnea, pentru că se pare că în ei încă este reflexul po animalului politic care simte că pierde teren. Și oamenii aceia nu ajung la resurse, dacă să vorbim foarte clar, nu le ajung proiectele să li se întâmple, să vină bani în județele unde ei sunt au adus voturi importante din cauza ambițiilor lui Liviu Dragnea pe scurt. Acuma, și, și oamenii deja își dau seama că domnul în ritmul ăsta unde rând, ajung? În primul rând, în zonele respective, trebuie să faci un efort și uh, să pui la dispoziție niște resurse la niște dimensiuni apocaliptice ca să îndrepti lucrurile care Oamenii sunt... interesează pentru proiectele lor, nu, nu pentru ce ar trebui să uh, fie. Pe de altă parte, domnul Boțan, cu un lucru foarte important, foarte important. Uh, Trezindu-se la putere, toată Camarila care l-a susținut pe Dagna și vorbim de... Deja se vorbește, există for... foarte bine că se vorbește de sudiști. Toată lumea da. în politică vorbește de sudiști. Forța este... Teleorman asta... da, acolo asta e. Asta este. Și forța conducătoare. Noi am făcut la Facultatea de Științe Politice, o am și scos o publicație, am făcut o evaluare, o evaluare și Sudul e pe locul întâi și Vestul e pe ultimul loc ca putere în Parlament. Discutăm de funcții, da. poziții și așa mai departe. Dar... Nu e atât de grav ceea ce este în Parlament. Este extrem de grav ce este în Executiv. Deci, se schimbă cu o viteză cosmică oamenii în diferite poziții. Noi auzim, citim în monitoarele oficiale de schimbările produse la nivel de secretar de stat, nu? Noi discutăm de miniștri, că aia ne interesează. Dar știm foarte bine că mai jos, pe, pe trepte inferioare, se schimbă și se pun nenumărate e, persoane. Nu spun că ceilalți erau extrem de bine pregătiți profesional, dar din informațiile care curg și în presă, și mai ales în, în zona informală, se pare că nu există criterii profesionale e, în, în zona asta. Deci e o deteriorare mare și o presiune. Să știți un lucru. Dacă dumneavoastră ați înlocui oamenii care îi aveți la aparate, aparatul care vă ajută să realizați misiunea și ați spune pe verișoara dumneavoastră, pe nepoțelul dumneavoastră, și așa mai departe, vi se pare că sun neburi? Viasteia, stăia... stăia da, știu. Așa. Asta Bun. se întâmplă la ora asta în PSD. Asta Bun. se întâmplă. În PSD. Haideți să vă întreb ca să concluzionăm. Cum vedeți? Cum anticipați, cum previzionați că se termină episodul acesta de criză politică? Căci vorbim de o criză politică cât de repede și cu ce rezultate? Căci vreau să trecem la o altă chestiune extrem de importantă, deci, unde aveți competență. Se termină, se termină simplu cu un compromis. Domnul Dragnea va trebui să facă pasul înapoi. Domnul Tudor se nu va face cinci pași înainte, ci va face un pas în față, lucrul ăsta va fi vizibil pentru lume, că Dragnea pierde din autoritate pentru că a făcut greșeala întotdeauna să fie să facă demonstrații de autoritate, de data asta va trebui să facă pasul înapoi. Fiecare ministru schimbat, fiecare ministru schimbat este un punct pierdut de Dragnea da? și un punct câștigat de, de Tudose. Așa se percepe. Da? Dumneavoastră așa îl percepeți în piață. Faptul că Tudose o schimbe pe Rovana Plumb, o schimbă pe uh, uh, Sevil care este comun de încredere. Primul, prima propunere făcută de Dragnea în plic închis, dacă vă amintiți, Nașa, fina, ceva de genul ăsta, deci omul de mare încredere. Da? E, toate chestiile astea nu pot să fie percepute de opinia publică decât că uh, Dragnea mai pierdut din poziții. Și să nu uităm, domnul, uh, că nu există numai PSD-ul la putere, există și alde. Da? Uh, liderul alde uh, este nemulțumit de mișcările care se produc în guvern și a transmis că este nemulțumit, că nu prea a fost consultat de domnul Tudose. Eu cred că domnul Tudose chiar nici nu-l bagă în seamă pe domnul Tericianu, evaluând exact care este valoarea și puterea lui, dar trebuie să ne gândim că domnul Tericianu are visuri. Uh, el Prezidențial. are o... prezidențiale, dar el se vede un candidat cu șanse. Păi rog, fiecare are dreptul să creadă despre el ce consideră de cuvință, iar el nu va putea să se lanseze în cursa prezidențială fiind în remorca PSD-ului. Deci, s-ar putea să ne trezim cu surprize în această zonă și nu știu dacă udmr ul va putea acoperi în suficientă măsură, un, o defectare a lui Alde. Discutăm de, da. de aritmetica parlamentară. Bun. Deci, asta este situația. <coughs> Vreau să trecem, că a, a trecut bine din emisiune, mai avem vreo 12-13 minute, la o altă zonă. Îmi aduc aminte cum cu bucurie ne prezentați aici în emisiune și eu eram la vremea respectivă extrem de circunspect și vă spuneam că... Datele dumneavoastră n-au uh, o unei corespondență în <laughs> unei percepții, alta e realitatea, cu transparența. Și ne lăudați primăria Timișoara cât de transparentă este, nu așa? Cât de bine uh, comunică și cetățenii au acces pe acel studiu făcut de dumneavoastră, evident pe niște chestiuni științifice, da, da. pe niște șabloane, ca să spunem. Ei, și vreau să vă întreb. Ca, om, ca trăitor în Timișoara, în primul rând, dar și ca om care ați analizat toate aceste lucruri. Cum se împacă și cum vedeți celebra, nenorocită situație a porții prăbușite care a ucis un student de 24 de ani și refuzul administrației a primarului Nicolae Robu, căci domnia sa este cum domnia sa e tot ce e bun... În oraș este meritul domniei sale, așa consider că atunci tot ce e rău trebuie să-și asume refuzul domniei sale de a răspunde unor întrebări simple despre chestiuni strict legate de administrație, mai exact, de modul cum s-a dat o autorizație în regim de urgență, chit că s-a dat autorizația în regim de urgență și s-au făcut lucrurile după șase luni că nu există un proiect tehnic, deși era obligatoriu, că nu există un acord de la Inspectoratul de stat în construcții, deși și acesta cum avem document oficial semnat, era obligatoriu și nu a fost solicitat. Și Colac așa sau moț la toate o serie nesfârșită de injurii și invective la adresa jurnaliștilor care își permit să pună întrebări legate de acest subiect care nu cred că poate să considere cineva că nu este de interes public. Da. Uh, am sperat să să scăpăm de să, să ocolez cumva subiectul ăsta, dar se pare că nu se poate ocoli. Domnul Boța, sunt două, două dimensiuni diferite. Este o dimensiune reglementată de legea 52 din 2003, legea transparenței decizionale, care încumbă anumite obligații din partea administrației locale pe care uh, uh, ei formal o îndeplinesc, formal o îndeplinesc. Uh, aici putem discuta, oricum aș vrea să anunț telespectatorii că de luna viitoare uh, universitatea de vest din Timișoara Facultatea de Științe Politice va prezenta un raport lunar a transparenței nu numai pentru Timișoara, ci pentru toate municipiile din România și pentru toate ministerele. O să vedeți ce, ce jale e în România. Și a doua adică, problemă... Scuzați-mă, nu mă pot... Îmi cer scuze cu, da. cu riscul de a fi considerat cărcotaj. Da. O să spuneți că cei din uh, păstoriți de un parlamentar PNL Uh, vor spune de rău de, sau vor da rezultate uh, la rece despre un primar penal. Nu, nu, nu Nu, n -are, nu, n -are, nu se n supără n -are, domnul Pierchea? Nu, nu are. Întreb, îmi, pare, îmi pare rău, dar uh, uh, entitatea de care vorbim e formată din studenți care n-au mamă, n-au tată, n-au culoare politică. Deci începeți o monitorizare Absolut, cu Absolut, la... fără mamă, fără tată. Dar. Și al, deci, legea 52-a transparenței și legea ar cunoscută de dumneavoastră este de vreo 544, de așa. Acum, din punctul ăsta de vedere, ne întoarcem la domnul Robu. Inerent, tot acolo ajungem. Domnul Robu are o veche problemă și cred că cei din jurul lui. Nu-l ajută în măsură suficientă. Acum nu discutăm de consilier. Dacă, dacă se vrea să se lase ajutat. Da, dar nu vorbesc de consilierii lui care sunt, mă rog, cei care sunt și asta e un prim semnal că dânsul dorește să, să fie protejat, presupun, nu criticat. Prima problemă a dânsului este că a preluat exclusiv problema comunicării, în calitate de vârf a administrației publice locale. Și după părerea mea, lucrul ăsta produce foarte multă uh, incoerență, uh, din păcate sunt uh, situații de amuzament uh, de neînțelegere, dar mai ales de uzură uzează individul, în cazul ăsta omul politic care comunică exclusiv cu exteriorul. exteriorul Dar asta prin... e problema domniei sale de... ca politician. Să... Da, da, deci eu simt nevoia să sesizez acest lucru pentru că uh, deja mă enervez cu... de fiecare dată când merg în, uh, în fiecare mars la București la ședința de uh, plen, sunt întrebat uh, dacă a mai apărut ceva în Timișoara, vreo un banc sau vreo poantă cu robul. E, i enervantă chestia. Bun, revenind la problema respectivă, este cât se poate de clar că domnul Robu a fost depășit și copleșit în acel moment. Deci, în momentul acelei furtuni, care a necesitat, normal, un management de criză, și un anumit tip de comunicare în situații de genul ăsta trebuie să ai specialiști în probleme de comunicare mai ales dacă apar situații absolut excepționale cum a fost situația cu tot respectul vă întreb și vă spun că Nicolae Robu n-a -a organizat un comitet local pentru situații de urgență într-o situație excepțională deci ă, 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 acea cădere nefericită a porții și uciderea unui tânăr de 24 de ani produce un impact emoțional cât 100 de acoperișuri, cât nu știu câte pomi, cât nu știu câte mașini zdrobite de, nu știu, cărămiți sau așa mai departe. Iar tu, într-o situație de genul ăsta, reacționezi în relația cu presa, că știi că ai calea de comunicare către cetățeanul tău, către alegătorul, către contribuabilul tău. Comunici în halul ăsta și la un moment dat chiar spui că nu mai. Nu mai... Dar nu vorbim numai de acel moment inițial, vorbim de tot ce Bun. a urmat. Numai o secundă. Deci a fost, a fost un moment îngrozitor de prost gestionat. Deci după ce cazi în acea groapă, da, ai norocul că Bucureștiul îți, îți dă niște muniții în sensul că nu-ți dă suficienți bani și ca de obicei noi asta e specialitatea noastră de pe vremea Noi suntem extraordinari, Bucureștiul îi devine pentru toate relele, că dacă eram noi făcea minuni. Dar după aceea urmează să gestionezi și clarifici, să clarifici această problemă. Iar aici puteai să-ți dovedești profesionalismul. Se face cercetare, periodic prezinți care este situația, ce s-a întâmplat. Pari mai marcat și transmiți mesaje publice evidente în ceea ce privește acel deces nefericit și. Te simți, ar trebui să te simți responsabil, pentru că, într-un fel sau altul, toți suntem responsabili, dar el este șeful nostru, deci responsabilul șef într-o asemenea situație. Domnule, vreau să vă spun că avem facultăți de comunicare în Timișoara și le sugerez profesorilor uh, să folosească acest studiu de caz ca exemplu de proastă comunicare. Eu cred că 80% din populația Timișoarei 80% din populația Timișoarei ar fi comunicat mai bine de-a lungul acestei crize. Decât primarul Nicolae prim, Da. Eu, 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 am fost șocat. Eu n-am crezut. Eu n-am crezut și ceea ce pe mine mă, 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 mă miră, mă sperie, că ai în jurul tău patru, uh, uh, patru consilieri, da? Patru consilieri, domne, unul să nu te tragă de mâne. De că ai vreunul un se... specialist în comunicare, mă scuzați. Cu tot respectul. Adică ne uităm cine sunt consilierii, ne uităm cine este city managerul Timișoarei. Bun, de city managerul păi nu are sens să vorbim. Păi consilierii sunt cam da? tot de acolo. Uh, nu știu, uh, uh, nu știu. ar trebui totuși să știe. Eu, de exemplu, am fost în... Am Pucat câtă vreme am fost în Comitetul economic social European să umblu în mai multe țări. Vreau să vă spun că am văzut în, în, în Danemarca, am fost într-un oraș cam de dimensiunea Timișoarei, city managerul, în primul rând, are salariu mai mare decât primarul, pentru că răspunderea lui e, e imensă. Nu vreau să ne îndepărtăm de subiect și să vă întreb o chestiune. Apropo de discurs și de mesaj public, cum se împacă mesajul dinainte de această tragedie cu eu sunt omul care apără legalitatea, sunt ultralegalist, dacă cineva e, a încălcat legea în primărie, să nu se vină la, de, să se ducă la gâna, să vină la mine să-mi spună. Și vine presa, da, și presa alert și-a făcut-o datorie de onoare față de cetățeni, din punctul meu de vedere, prezentând informații și chestiuni grave de încălcare a legii. Și în această situație, Nicolae Robu să spună, domnule, eu nu mai comentez nimic, ca, sunteți niște nenorociți, tax, de azbuțire, toate chestiunile care le spune, dar sunt chestiuni care se întâmplă în o gradă domniei sale, nu l-am întrebat, că domnia sa se tot ascunde în spatele anchetei penale. Eu nu am, noi, ca și jurnalist, nu i-am cerut să spună noi, cine sunt vinovații. Eu am, am întrebat cum este posibil ca într-o instituție de publică, cum este primăria Timișoara, să se poată realiza, de exemplu, o construcție, două construcții să se reabiliteze fără a exista proiect și acorduri obligatorii de lege și am mai întrebat un lucru. Nu vă supărați. Mai avem o poartă re reabilitată în aceleași condiții rămasă în picioare pe calea Radului de care nu se ocupă nimeni. Este un potențial pericol în orice moment iar răspunsul a fost că nu este treaba noastră a jurnaliștilor și să nu îi mixtionăm în activitatea organelor de anchetă. Cum se împacă cele două fațete? Eu vreau să vă spun că eu am următoarea percepție. Eu cred că pe domnul Robu nu prea îl interesează uh, presa. S-a săturat de voi. Uh, presa este cumpărată. Există, am înțeles, mai multe categorii, uh, una care provoacă, una da, care da, da. Da. A, Și a ajuns la următoarea concluzie, și presupun că a fost aici conciliat. Cred că, din punctul ăsta de vedere, consilierii lui sunt buni. Domnule, uh, în 2020 e, sunt alegerile da. locale. Bun. Hai să facem o evaluare. Până în 2020 se termină Jiul, se termină Popa Șapcă, se termină. Se termină Jiul, se termină Popa Șapcă, se termină de asfaltat o grămadă de chestii. Uh, Timișoreanu are memorie, alegătorul Timișoreanu are memorie scurtă. Până acum cu regret, n-am văzut apărând niciun fel de contracandidat. de acord? Iar îmi pare rău pentru domnul Sorin Grindeanu, nu-l văd contracandidat cu șanse serioase la primărie împotriva lui uh, uh, Robu. Deci, după părerea mea, domnul Robu, cu gafe, cu jigniri, cu proastă comunicare și așa mai departe. Merge pe principiu, câinii latre, caravana trece și ce dacă presa alert sau o altă presă comentează, comentează ceva, lucrurile astea se uită, se trag liniile pe. Hai să ce, frumos o tras liniile pe. Calea șagului. Calea șagului pe... Dar vă Așa... întreb eu ceva. Dar dacă în toată această prezentare, absolut corectă, ca și previziune, eu. O, o variantă de lucru fezabilă, serioasă. serioasă, intervine un element pe care Nicolae Robuș l-a dorit. A spus, nu e nicio problemă să vină. Vin organele statului, ca să-l citesc, DNA-ul, și încep să ia la purecat toate ilegalitățile comise în administrația domniei sale. Bă. Și, de, nu, 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 și deci nu, O secundă, de... păi nu, nu, trebuie da, să luăm în calcul asta. Pe, cum să nu, într-o Românie în care. Este, această dimensiune este importantă. Și vin și îl întreabă pe domnul Robu, de exemplu, de anveloparea blocurilor, de cum și-a luat prietenul Tuducan și s-a dus și a făcut, s-a -a transformat în Consiliul Local și i-a dat teren, și după aia a făcut și o parcare, tot fără hotărâre consiliu Local. Cum a hotărât Nicolae Robu fără Consiliul Local prelungirea contractului cu retim și a primit Mercedesul. Sunt nenumărate a, și nenumărate alte cazuri. Domnul, domnul Boța, eu discutam de uh, nu discutam de dimensiunea penală uh, a, mă rog, mandatului. Uh, discutam de percepția publică discutam de percepția publică vis-a-vis uh, uh, -vis de actul de administrare a, uh, a uh, primarului robu. Lumea percepe și să știți că am stat de vorbă cu foarte multă lume, mai se amuză, mai, mai puțin îi interesează modul în care răspunde și atitudinea lui față de presă când zice, bă, uite-te, fost Ciuhandu, bă, pe vremea lui Ciuhandu nu s-a făcut mare lucru, uite pe vremea lui Robu, ne-am chinuit, ne-o chinuit, ne-am, am, dar uite-te... S-a rezolvat deci, problema. Aia, deci așa -a trebuie să continue Nicolae Robu, de... să înjure jurnaliștii, să-i spurce, e, nu? E, domnul... e, e, așa e bine și e așa, domnul... e european. Nu, no, nu, no, nu. No. Știi și... foarte bine că nu, e, nu este în regulă, dar a constatat, a constatat că nu este sancționat bine, un asemenea comportament într-o țară occidentală n-a avea nicio șansă, fi, partidul i-ar fi cerut de câteva ori să-și de demisia. Dar e, în cazul nostru asta este. Avem o problemă, avem și o societate civilă care așa societate cum civilă? Este. eu o întreb care presă? Așa și ne întrebăm Diferența care între oameni societate politici? civilă și presă este că presa așa cum e e mult mai vie decât societatea civilă din Timișoara. Cu argumente, oricând facem o emisiune și o dezbatere Bine, eu și arătăm mă, să merită să, să, discutăm. să discutăm. Ok. Uite, și așa ne mai vedem, vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Doamnelor și domnilor, mai avem presă. Nu atât de multă cum și-ar dori societatea civilă, dar sigur mai vie decât societatea civilă din Timișoara. Măcar că presa a semnalat în ultimii ani mai multe lucruri ne la locul lor decât a făcut societatea civilă. Dar este o altă discuție. Până mâine seară vă spun că de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită. <fie>